În prag de sezon rece a fost scumpită și energia termică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi majorarea tarifului. Astfel, locuitorii din capitală vor achita cu aproximativ 30% mai mult decât în sezonul trecut, iar cei din Bălți cu 40% mai mult. Șefii de la ANRE motivează adoptarea acestei decizii prin faptul că s-a majorat prețul la gazele naturale pe plan internațional. Vestea i-a întristat pe cetățeni. Ei spun că nu știu cum vor face față tuturor cheltuielilor și se așteaptă la un ajutor pe măsură din partea statului. 2854 de lei per gigacalorie, atât va costa căldura în Chișinău pentru apartamentele conectate la sistemul centralizat. Acest tarif a fost bătut în cuie la ședința de azi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după ce Termoelectrica a solicitat scumpirea. Asta înseamnă că locuitorii municipiului Chișinău vor achita din data de 1 octombrie cu 32% mai mult pentru căldură. Scumpirea a fost aprobată și pentru locuitorii orașului Bălți, care vor avea un tarif de 3052 de lei pentru o gigacalorie consumată. Asta înseamnă cu 40% mai mult decât până acum. ANRE își motivează decizia prin faptul că activitatea întreprinderilor este afectată de scumpirea gazului. Mai exact, potrivit lor, în acest an, prețul mediu pentru un metru cub de gaze naturale s-a scumpit în medie cu 50%. Un alt motiv invocat este majorarea indicelui prețurilor de consum mediu anual, care în 2022 a crescut de la aproape 7% la circa 22%. Totodată, țara noastră a fost afectată și de majorarea cuantumului indicelui prețurilor de consum al SUA, susțin cei de la ANRE. Oamenii s-au arătat foarte dezamăgiți de această majorare. Ei nu mai știu pe ce să facă economii ca să poată achita facturile la iarnă. Așa eram bucuroși că s-o scumpit și acum încă mai tare ne bucurăm. Înghelii mele. Dar cum o să vă descurcăm? Nu știu cum o să ne descurcăm, fiindcă salariile și pensiile sunt foarte și foarte mici. Credeți că ați putea acumula datorii, de exemplu? Numai decât. O să vedem cât o să fie pentru populație, cât trebuie să achităm. Eu, de pildă, eu nu să pot să achit. Când o să fie caldă, să deschidem mai încet, când o să închidem de tot. Așa, o să facem economie. Este foarte trist. Dar cum o să vă descurcați, dacă v-ați gândit? Nu, încă nu m-am gândit, nu știu. Dați într-o cameră cum vă descurcați? Da, într-o cameră. Doar o cameră o încălziți? Da. Asta e nebunie. Atât. Totuși, majoritatea speră la un ajutor pe măsură din partea statului și că odată cu îmbunătățirea situației pe plan internațional, tariful va fi micșorat. Evident că este criza mondială și toate efectele sunt și pe la noi. Nu se poate dimers mai departe așa. Guvernul ăsta și președintele trebuie să iei o oarecare responsabilitate pentru poporul ăsta, pentru că au promis o grămadă, dar nu fac nimic. Dar ce soluții dumneavoastră vedeți? Cum ar trebui să fie iată, din punctul de vedere a unui cetățean? Ele trebuie să fie nicătând la situația care este și cu războiul din Ucraina și cu toate problemele care sunt în lume. Trebuie trăit cu toți bine și de dus, de negociat și de rezolvat problemele care are nevoie poporul. Da, plohă de людей, de среднего класса для всех абсолютно. Я думаю, что не только в Молдавии, во всех странах дорожает. Unii deja și-au găsit și resurse alternative pentru încălzirea casei. Vrem să trecem la încălzire aer apă. Soțul inginer și au considerat că este o metodă nouă, ca un condiționer lucrează. Merge de la lumină, însă încălzește sistemul de încălzire și sperăm să ne coste mai ieftin. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, a declarat ieri la un post de televiziune că vor exista 4 categorii de vulnerabilitate energetică și una de invulnerabilitate în care se vor include familiile cu venituri foarte mari. Totuși, Spătari nu a explicat clar cum vor fi delimitate criteriile de selectare. Totodată, familiile care vor să beneficieze de compensații vor trebui să se înregistreze pe o platformă digitală denumită compensații.gov.md. Acolo vor trebui să indice veniturile familiei, dar și alți indici solicitați. În cazul celor care nu au acces la internet, unul dintre membrii familiei va trebui să se adreseze la asistenții sociali sau bibliotecarii din localitate care îi vor ajuta. Pentru mai multe detalii, la începutul lunii octombrie va fi organizată o conferință de presă.